Sâmbătă 28 martie 2015 și îmi face plăcere să mă aflu într-o scurtă vizită în orașul Mizil din județul Prahova, în crescătoria maestrului columbofil, domnul dr. Adrian Crăcinescu, pe care îl salutăm. O salutăm. Vă salut, bine ați venit. Ce faceți, domnul Crăcinescu? Ce să facem? Pe ploaia asta ne ocupăm de porumbe și de produs. Exact. Da. V-am promis de mai mult timp că aș fi vrut să vin să vă fac o vizită. Am trecut astăzi, chiar dacă vremea mulțumesc e mai potrivnică. Știu că v-ați adus în ultima perioadă, prin intermediul firmei noastre de specialitate, v-ați adus mai multe produse columbofile foarte bune, produse noi, performante, apărute recent pe piața columbofilă internațională. Le-ați adus în România, nu știu dacă sunteți primul care a importat astfel de produse, dar oricum este un element benefic. Și o să vă rog pentru început, dacă sunteți amabil, să ne dați câteva detalii despre produse, pentru ce boli sunt, la ce prețuri, bineînțeles, dacă ne puteți spune, da? Vă rugăm. În primul rând, mulțumesc frumos pentru vizită. În al doilea rând, așa cum am promis ultima dată, am mai adus câteva produse noi, pentru că... Ați întregit gama, așa, nu? Trebuie să ținem pasul cu noutățile, pentru că altfel nu se poate. Și o să prezentăm din produsele noastre câteva din ele, pentru că nu ne permitem să aducem chiar tot ce e nou. Exact. Dar măcar așa, câteva din ele. Și cred că sunt foarte importante. Produse special pentru zbor sau pentru reproducție? Produse pentru zbor, pentru da, reproducție și pentru sănătatea porumbeilor. În general. Deci, în general. Deci sunt produse pentru concurs, sunt produse pentru porumbei de reproducție și produse care nu pot să desfășoare o activitate columbofilă fără... La nivel înalt. Nu se poate. Da, da. Deci, cred că oxitetraciclina, glucoza și ce mai făceam noi înainte... Sunt depășite, nu? Sunt depășite, corect. Într-adevăr. În sensul acesta, vreau să vă spun că noi continuăm această idee cu importul de produse din Olanda. Originale? Originale. Și chiar vă rog să ne arătați pe produse siglele respective. Deci, aici chiar nu-i nevoie... Chiar dacă e din Olanda, își pun și sigla mai departe. Da, imediat vă rog să o da, filmăm pentru ca toți colegii noștri columbofili din România să vadă sigla originalității, da, pe produse. Corect. Corect. Aș încerca să luăm așa, ca la matematică. Sigur, sigur. Punctul 1, punctul 2. Și în condițiile astea, aș vrea să încep să prezint câteva produse, și anume, chiar acest produs care l-ați filmat este un Bayer's Plus, da, este un produs energizant, da, deci el se folosește maxim 2 zile, descrie și pe prospectul lui, maxim 2 zile înainte de concurs. Deci compoziția lui n-are rost să, oricum o e da, dată pe da, ambalaj, dar în compoziție o să vedeți ceva. El conține, acest produs conține 20% grăsimi. Da. Da, grăsimi care pot fi digerate. Asimilate, ușor. Asimilate, da. Lângă acest produs, un alt produs din Olanda, care este Teund, este un produs pentru recuperarea porumbeilor. Exact. Deci acest produs este un fel de electrolit. Foarte bun, am înțeles. De calitate... Încercăm să-l vedem, dar eu sunt sigur că mama columbofiliei este în Olanda, nu în România. Eu așa cred. Și atunci trebuie să vedem produsele noi, pentru că acestea țin... să vă spun ceva. Exact ca medicina umană. Farmaciile sunt pline de tot felul de medicamente. Dar aspirina noastră, de exemplu, nu știu dacă e mai bună decât aspirina Bayer's. Eu cred că e mai bună aspirina Bayer's. Da. Deci așa se întâmplă și în această lume a columbofilă. Produsele columbofilă, da. Da. După aceea, aș vrea să vă prezint un produs. Uite, o să-l iau chiar pe ăsta cu prețul. Care se cheamă Vimali. Este un produs tot olandez. Prețul lui, când vă uitați, se pare că e mare. Deci 210 lei. Deci 2.100.000. Dar întrebați-mă și concentrația care se dă. Da, spuneți-mi. Deci da, acest produs
10 ml la 3 litri de apă. Deci produs de ultima oră al olandezilor, 10 ml la 3 litri de apă. Păi faceți diferența cu celelalte produse, 10 ml la litru de apă. Ce capacitate? Și atunci o să vedeți, un litru are. Un litru, nu? Un litru. Și pentru ce anume? Deci ăsta este un produs cu vitamine, minerale, aminoacide. Deci un complex... Deci dacă luăm în calcul un produs, de exemplu, nu știu, punem gherbitul, cât o fi? Un milion. Gherbitul o fi un milion. Concentrația de administrare, o să vedeți că gherbitul trebuie să ducă până la 3 milioane. Dar ăsta e numai 2.100.000. Da, deci mai avantajos din punct de vedere. Plus că este un produs firma nou? Autentică. Deci, da. E clar. Da, e firma da. Autentică. După care, aș vrea să mai prezint un alt produs. Se cheamă Aminocol. Aminocolul acesta, tot produs olandez, este un fel de Sedocol. Dar este un Sedocol îmbunătățit cu vitamine, cu tot ce trebuie pentru porumbei. Pentru că Sedocolul, de fapt, ce e? Un protector hepatic. Da. Și ăsta trebuie să aibă o anumită compoziție. Deci, îl recomandați și pe ăsta. Noi n-am adus decât foarte puține flacoane și vrem să îi vedem efectul. Și sunt sigur că efectul o să fie. De ce? Pentru că am văzut că Sedocolul, când e oranj, când e verde, când e albastru, exact. Eu știu că trebuie să fie totdeauna la fel, dacă are aceeași compoziție. Da. Știu că dumneavoastră lucrați într-adevăr întotdeauna, preferați să aduceți produse de calitate, chiar dacă în cantități mai mici, dar decât mult și prost? Eu vă spun că această firmă a fost construită pe un moft al meu, până când ajungem la preț. De vă referiți la firma de noastră de da. Distribuție? Și aș vrea să deschid ochii la toată lumea ce înseamnă produse adevărate și ce înseamnă produse care sunt făcute și în altă parte. Eu nu zic că nu sunt adevărat. Nu sunteți tentați să aduceți și produse contrafăcute la preț mai mic? Nu mă interesează. Nu vă interesează asta. Nu. Pentru că dacă eram contabil, mă interesa. Dar sunt medic veterinar. Și columbofil în același timp. Și cineva care a folosit un produs, vreau să-i vadă și efectul. Acum e important. Dacă dai la un măgar ovăz, să nu credeți că fuge cât un drăpaș. Da, oricum, îmbunătățește. Performanțele, exact, da. exact. După aceea, de la Versele Laga, venim cu aceste produse pentru cei care sunt mai, cu tipul mai puțin, mai puțin liber, sunt aceste produse care au vitaminele și minerali. Da. Deci vitamine, minerali. Se administrează amândouă, în 2 litri de apă, și ai rezolvat problema vitaminizării. Simplu. Și prețurile lor sunt foarte bune. Exact. Deci tot la fel, autentice. Nu... Asta să filmăm încă o dată, vă da. Rog. Deci acolo sunt. Sigla albastră. Olandeze, da. Acum firma care e direct producătoare se poate citi și pe, exact. Pe etichetă. Exact. Da. Deci ăsta este foarte bun. Folosit, supervitul ăsta. A mai fost adus tot de mine împreună cu domnul doctor Stănescu în 2001 și chiar a avut un efect benefic pe piață. Adică în sensul că a fost asimilat și apreciat. Bun și ca preț, da. Tot a fost bun. De atunci nu prea l-am mai văzut pe piață. Un alt produs, alte produse, sunt produsele de la Tolisa, Schroeder Tolisa. Deci astea sunt produse direct olandeze. Au firma trecută pe capac, da. Deci foarte bune, deci foarte bune. Exact. Și aici vreau să vă exemplific câteva, câteva produse. De exemplu, T plus K plus K, care este un produs excelent pentru tricomonoză. El conține, de fapt, cele două medicamente importante pentru tricomonoză, și metronidazol și ronidazol.
un medicament puternic, dar foarte complex, da. După aceea este pentru perioada de concursuri Bronchosprin. Da. Deci acesta are 4-5 antibiotice foarte puternici. Foarte puternici. După aceea putem vorbi de adenocol. Deci adenocolii care o să ne lovim de ea în perioada puilor. Acolo e problema cea mai gravă. Dar eu vă spun că și salmoneloza asta circulă și prin plamaturi. Și toată lumea întreabă, uite dom'le, puii, știi, mi s-a făcut frumos și la 2 săptămâni, la 3 săptămâni au ologit. Păi de ce? Exact. Și cred că treaba asta, femelele au ouat. Păi o fi numai lipsă de calciu? Eu nu cred. Deci lucrurile astea trebuie făcute înainte și atunci o să se vadă și efect. Lângă acest produs, este și produsul Toliamin Forte. Exact. Deci un produs care conține și se poate citi pe etichetă, pentru că pun, e aici tot, vitamine, minerale, aminoacizi. Deci un produs foarte bun. Asta e. După aceea trebuie să discutăm și despre acest produs, care se cheamă Apelazin plus Knauflu, că îi spune ei în olandeză. Dar el, de fapt, este usturoi. Usturoi, nu? Da. Deci, Apelazin, usturoi. Și acest produs, el este la un preț de 50 de lei, ca să le-au păstat cu prețul. Da. Deci, un produs este la 50 de lei. Acum, să vă spun și concentrație. Acest produs se folosește 10 ml la 4 litri de apă. Deci din ăsta ai 300 de litri de apă. Da. Superb, superb. Porumbele îl beau cu plăcere, n-au nicio treabă cu... Deci el evită. Știi ce face usturoiul? Asta e, deci toată lumea știe. Dar nu e usturoiul ăla, cum s-au învățat unii. Deci facem o căpățână de usturoi, îi bagi un cățel de la păgăs. Nu merge, nu se poate. Deci e cu totul și cu totul altceva. Uleiurile. Uleiurile de la firma Versele Laga. Aceste și astea sunt tot. Ei sigla își folosesc original, această sigla pentru a stabili clar că sunt produse de acolo. Da. Aceste uleiuri foarte bune, 11 uleiuri. Deci 11 uleiuri, foarte bune, porumbeii îl mănâncă cu plăcere și n-au nicio problemă. Firmă de renume internațional, da. Într-adevăr, producător. După aceea, ar trebui să discutăm și de mâncarea... Văd că v-ați aduce aici, v-ați umplut tot depozitul de produse. Am adus așa limitat, pentru că n-ai cum, e partea financiară. O să filmăm acum, o gamă deci, foarte... O să vă arăt, mâncarea Mariman, de exemplu. Este o super mâncare. Deci nu are porumb, nu are mazăre, așa au conceput-o ei. La foarte uscată, da. Curată. Nu rămâne nimic pe mână, nu. Înțeles că e o mâncare pe care o recomandați cu foarte bun. După aceea, pentru reproducție, această mâncare Kimpers. Păi haideți să vedem ce înseamnă în limba engleză Kimpers. Regele mâncări. Da. Deci, o mâncare adevărată. După aceea, există firma Bayer's, a produs această dietă, care, uitați cum arată. Da. Deci eu nu văd, după mintea unora, dieta trebuie să fie orzoaică. Eu nu știu, trebuie să fie și orzoaică, dar mai trebuie să fie și altceva. Pentru că trebuie să recuperezi. Eu nu cred că la sportivi ăștia, după ce termină meciul, o să-i dea o fasole. Eu nu cred. Eu cred că o să-i dea ceva să-l recuperezi. După aceea, tot de la firma Bears, există această mâncare elit. Păi, e și decorticată,
ea are tot ce îi trebuie, e ca o, da, ca o perfuzie. Doar o bagi în stomac și se asimilează. Da. Doar atât. Deci așa este concepută. După aceea, mâncarea Charlequins. Mâncarea Charlequins, cred că nu-i mai trebuie absolut nimic. E și cu poza lui Charlequins. Iar despre Charlequins, nu știu dacă putem noi comenta, că acest om este un monument de știință columbofilă. Exact. În toate domeniile. Da. Și un om serios. Tot aici trebuie să vorbim și de mâncarea Champions. Deci Champions, care și asta vine cu sigla pe ea de Olanda. Da. Uitați ce compoziție, câte bobițe are, da, da, și plus de asta și energizante. Într-adevăr. Deci, altă structură, altă gândire. Exact. După aceea am adus și acest saș de mâncare grituri, da, care sunt tot cu sigla pe ele, combinație de scoică și cărămidă, da, au și cărbune și da, vitamine. Da. După aceea, columbinele, care sunt direct, uitați și cu sigla pe ele, da, direct versele lagă. Se vede. La noastră, deci, toate produsele au sigla originalității pe ele, într-adevăr. Deci, produsele sunt foarte bune. Da. La care aș vrea să mai adaug aceste două produse. Deci, una mi-a fost recomandată de olandez și anume, da, este vorba de această mâncare minerală care nu știu ce lipsește. Da. Deci când asta ajungem în crescătorie și eu când ajung și o dau, deci lasă mâncarea și să duc la aceste lucruri. Și miroase și foarte bine. Păi, de la polen, da, la vitamine, la, da, tot ce trebuie. Uitați cum rămân vitaminele, da, pe mână. Da. Da. Deci nu e, să nu se înțeleagă că e praf. Da. E, da, da, e praf de vitamine. Da. Da. Și mai e și această mâncare, asta e la 10 kg, la 11, că a zis că unul acum îl pune bonus. Da. Da. Deci 11 kg și această mâncare minerală, super adevărat. Super adevărat, într-adevăr. Și cum o mănâncă porumbei, e important. Deci, acolo îți dai seama cum acceptă porumbei. Exact. Cum o apreciază de mult cum și cât... Cum o apreciază ei. Dacă, da, ei o apreciază foarte bine, înseamnă că e și un produs bun. După cum și produsele acestea. Deci nu fug de apă, nu fug de... Nu. Să duc și eu o beau cu plăcere. Într-adevăr. Iar lucrurile astea, sigur că pot fi îmbunătățite. Că o să apară și altele. Și sunt convins că perioada următoare o să le aduceți columbofililor români. Un pic așa din fiecare. Că... Și alte produse. Voință e, dar trebuie și putință. În ultimile luni, pe adresa site-ului nostru și pe mine pe telefonul personal, să știți că m-au sunat mulți crescători din România, din mai multe zone geografice, și mi-au cerut datele dumneavoastră de contact, probabil tot mai în ideea asta. Se pot da în continuare, nu? Noi suntem normali, nu suntem la niciun secret, nu suntem la nimic deosebit, suntem niște cetățeni normali. Puteți distribui produse și în zone mai îndepărtate de Mizil, de exemplu? Deci, eu pot să fac acest lucru doar la produsele care nu au o greutate prea mare, pentru că dacă le trimit prin poștă sau curier, transportul costă prea mult. Costă mai mult decât produsul. Da, și atunci e de preferat să vină să... un sac de grit costă 47 de lei. Da. La 20 de kilograme. Ca să te duci cu el la poștă, cred că dai 50 de lei ca să-l trimiți. Și atunci ce am făcut? Exact. Important ar fi o mașină de transport. Să se asocieze mai mulți columbofili dintr-o, da, anumită zonă, păi, geografică. Griturile, de exemplu, vă dau un exemplu. Griturile la noi, în mod normal, deci prețul de livrare pe bucată, este de 47 de lei. La 20 de kilograme. Dacă vreți, vorbim la ăla de 25. La 25 e 57 de lei. La 5 produse alea care tot spun mereu, se aplică discountul de 5%. Exact, deci el rămâne cu 54 de lei. Da. Și la distribuție el se duce cu 51 de lei. Păi mai jos de așa nu se poate. Că vă pot arăta facturile și o să vedeți că la orice sac de ăsta îți rămân 3 lei, 4 lei. Da. Deci n-am.
Într-adevăr, deci nu e vorba de profit. Nu efectiv, nu. Aici. Da. Asta e, deci sunt tot datorită dumneavoastră, prin site-ul dumneavoastră, de fapt, noi am făcut și o ofertă, de exemplu, la mâncarea Bayer's, care la 25 de kilograme, 80 de lei și 85 de lei, Bayer's Sport. La mâncarea aceasta de Romfri Sport, Sport 1, care se duce la, cum se poate vedea, la 90 de lei, tot la 25 de kilograme. Da. Da. Deci fiecare își poate alege. Exact. Nu cu ieșită din termen, nu... Deci nu umblați cu produse ieșite din termen sau... Na. Deci nu are rost să facem chestia asta, pentru că odată poți să o faci, o mai faci a doua oară și până nu mai faci. Exact. După aia s-a terminat. După aia s-a încheiat. Înțeles. Noi vă mulțumim foarte mult, domn doctor, pentru amabilitate. Vă susținem în continuare și vă promovăm pe piața românească de profil, pentru că vă cunoaștem ca o persoană serioasă, responsabilă, care nu umblă nici cu alte chestiuni, mai mult sau mai puțin curate. Și vă recomandăm încă o dată cu cea mai mare căldură. Și eu vă mulțumesc tare mult și sper că la următoarea întâlnire să mai vină două, trei produse mele. Cu siguranță. Știu că o să mai aduceți deja. Da, încercăm să fie bine. Vă mulțumesc mult. Și eu, toate cele bune. Cu stimă. Sănătate multă.